Ia uitați ce căciuliță faină, zic eu. Am reușit să îi fac la păpușica asta. Știți că v-am arătat și pe TikTok am făcut live când am început să fac căciulița. Și acum este gata. Uite cum arată. Am început-o din cerculețul din centru, al mai mic. Și căciulița este gata. Și acum am început aici să-i fac cum îi zice, pantalon de vară. Asta este aici intră ei. Stai un pic să-ți arăt, să vă arăt la toată lumea. Uite, pentru pantalon de vară, cam așa. De aici vreau să înceapă până sus și celălalt picioruș, la fel. Trebuie să am grijă să merg un pic până aici, iarăși cresc la fiecare rând, mai, adică urmăresc linia piciorului. Cum ar veni până aici la genunchi, cresc, apoi aici în dreptul genunchiului mai scad și apoi către pulpă iar mai cresc, iar mai scad și iar mai cresc pentru burtă și pentru mijloc, iarăși scădere. Ca să-i mai facem și altfel de îmbrăcăminte. Nu tot timpul rochiță, Motanel mi-a zis să-i fac și pantaloni. Și așa că m-am apucat de un picior și o să continui până aici, până în talie, iar apoi o să încep și cu celălalt. Aici am pus 41 de ochiuri de lanț, ca să țin minte să pun și pentru ăsta la fel 41, să îi se potrivească. Încet, încet o îmbrac eu. Oh, și nu știu când mai lucrez la bluza asta în cazul ăsta. Ei, printre picături.